cunosc, este numele meu, responsabil marketing Arthur Poșan. Cu parte dintre dumneavoastră mă cunosc, în special cu domnii profesori coordonatori care au participat de-a lungul anilor la concursul de desene. Cu mult drag vă anunț că este a noua ediție din Focșani, adică din 2008 până acum am ajuns la noua ediție. Anul ăsta am avut o participare de aproximativ 10.000 de elevi. Ca să enumăr un pic școlile participante, ar fi așa. Din oraș toate școlile, 1, 2, 3, 5, 7, 8, 10, 9, Colegiul Național Unirea, Colegiul Național Alexandru Ioan Cuza, Liceul de Artă Gheorghe Tătărescu, Școala Răstoaca, Vulturu, Nănești, Câmpineanca, Golești, Urechești, Ciușlea, Școala numărul 2 Mărășești, Școala Găcești, Vârteșcoiu, Odobești. De la Odobești avem Liceul Teoretic Duilu Jean Firescu și o clasă de la Jariștea. Ok. În invitația de ieri, înainte să-i dau cuvântul doamnei inspector Lidia Dumbravă, o să vă explic un pic cum am făcut extragerea asta și pentru cei din presă și pentru cei care nu au câștigat și consideră că au fost nedreptățiți, mai ales pentru cei care nu au câștigat. Ok. Pe listele pe care domnii profesori le primesc în plicul de la Carrefour, trebuie să noteze 5 cele mai frumoase desene. Nu noi hotărâm acele 5 desene, ci dumnealor. Nu știu cum fac, extrag, le verifică, nu știu. Cert este că lista aceea cu 5 elevi câștigători va fi numerotată și din ea se fac atâtea liste cât avem, se numerotează și 5 poziții. Pentru fiecare premiu începem extragerea premiilor colective, adică o clasă întreagă va câștiga un premiu pentru fiecare copil și mai apoi premiile mari, respectiv cupoanele de magazin, DVD playerul, MP3 playerul, calculatorul, respectiv laptopul, bicicleta și excursia la Disneyland. Deci extragem efectiv lista numărul, poziția numărul. Nu știm cine sunt copiii respectivi, habar avem, nu-i cunoaștem, nu avem nicio treabă. Toată extragerea se face în prezența unui domn notar și se face exclusiv de către reprezentanții Inspectoratului Școlar Vrancea. Cu această ocazie aș vrea să le mulțumesc pentru colaborare, pentru că de fiecare dată au răspuns pozitiv și foarte, foarte bun. Și o să-i dau cuvântul și doamnei Lidia Dumbravă, care a participat aproape în fiecare an la extragere, de acum știe exact procedura, și să ne spună câteva cuvinte, da? Haideți să o și aplaudăm, să începem cu... Ziua și bine ne revedem. Parcă ieri eram în aceeași situație. Azi dimineață mă gândeam, zic, Doamne, da, așa de repede a trecut, dar de fapt mai era o ediție de Paști la care ne-am întâlnit. Sorții au decis anumiți câștigători, oricum toți care sunteți aici sunteți câștigători și din moment ce toate lucrările au fost selectate de către specialiștii din școală și observați și dumneavoastră și pe pereții acestei încăperi, cât și în supermarket, toate lucrurile sunt foarte bune. Este destul de greu de a decide, una este foarte bună care să meargă la Disneyland și celelalte după aceea să iasă ierarhizate. De aceea s-a și decis această metodă de tragere la sorți. Dacă îți amintești, Corina, în primii ani, efectiv ne uitam pe lucrări și alegeam 10 desene. Dar era efectiv și atunci tot o loterie, pentru că, practic, lucrările toate erau foarte bune, fiind deja sortate de dumneavoastră în școală. Cred că emoțiile sunt foarte mari. Fiecare dintre dumneavoastră nu știți exact ce ați câștigat, ci doar că sunteți printre câștigători. Așa că eu rog pe Corina să începem deja și să îi strigăm ușurel. Efectiv, un cupon de magazin în valoare de 100 de lei. Cuponul este valabil de astăzi, într-o lună. Poate fi folosit pentru orice cumpărătură din hipermarketurile Carrefour. Da? Deci o lună de zile, 1.000.000. Primii bani câștigați, da? De către copii. E, primul câștigător vine de la ultimii înscriși în concurs și anume Liceul Teoretic Duilu Jean Firescu Odobești și anume Plop Iulia Violeta din clasa a 5-a. Bravo! Haideți să o aplaudăm! Mulțumim și doamnei profesoare Mihaela Cârjan. Dumneaei a organizat totul acolo. Așa, diploma pentru dumneavoastră. Așa, și un cadou. Tot de la Duilu Zanfirescu, din clasa a 4-a C, Dudu Matei Ioan. Bravo! Ăsta e cuponul tău. Cred că știi deja ce vrei, nu?
la fire. Când mergem la școala Ștefan cel Mare, Ploscaru Amcuța din clasa a 4-a B, care a câștigat tot un bon de mare zi. Doamna profesoară Valentina Cusuneanu, școala 2 Iuzan Firescu, Sopâra Alexandra din clasa a 6-a C. A câștigat tot un bon de mare zi. Îi mulțumim și domnului profesor Zaiț Gheorghe. Acum avem de la școala gimnazială Ciușlea, Babaci Ionuț Andrei din clasa 5-a. Mulțumim domnului profesor. Școala Gărgei, Conache Cristina din clasa 5-a B. Mulțumim doamnei învățătoare, Vigoriu Zahar. Haideți, Conache Cristina. Este și doamna Vigoriu? Da, e noastră. Poftiți, imediat primim dumneavoastră în clasaj. Școala numărul 2 Mărășești, Panaita Ana Maria din clasa 1-i B. Mulțumim doamnei, mulțumim doamnei, mulțumim doamnei, mulțumim doamnei, mulțumim doamnei, mulțumim doamnei, mulțumim Școala numărul 7, Vasilache Andrei Răzvan, din clasa 1-a. Mulțumim, doamne, doamne, doamne! Hai, că e rândul tău! Ai așteptat atâta plăcere. Uite, întoarce-te așa, că te... Stai, că mai avem de ceva pentru tine. Școala gimnazială Vulturu, Enache Giulia, din clasa 6-a B. Mulțumim, doamne, 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 doamne! Mergem la școala Ștefan cel Mare, Nedel cu Alexandra Maria din clasa 5-a, care a câștigat un DVD player. Mulțumim, profesor Zaițun. E cam mică pentru biciclete, dar asta e. Școala gimnazială numărul 2 Mărășești, Costache Miruna Florentina, din clasa 1-a. Bicicleta aia ta o să iei când pleci, că n-ai cum să duci în sală acum, da? Diploma. Mulțumim doamnei învățătoare Popa Ionica. E, laptopul câștigă Gârleanu Carol de la Școala Golești, în clasa 4. Trebuie să vedem dacă poți să-mi ții. Poți? Poți. Și dacă nu poți, poți. Cătălina de la Școala Gimnazială Nănești, din clasa 3-a. Mulțumim și doamnei Popoiu Daniela, doamna învățătoare, da? O să-ți dăm minunatele. Următorul premiu este tot pentru școala Nănești, este un MP3 player și merge la Stafie Marian din clasa 1. Mulțumim doamnei doamnă cu diploma de lucru, da? Acum cei care au venit știu că mai rămas un singur câștigător. Am emoții de fiecare dată când îl anunț. E câștigătorul la Disney. Am uitat să vă zic la început un detaliu important. Anul ăsta, pentru prima dată, a participat și clasa pregătitoare. Excursia la Disneyland este câștigată de un copil de la clasa pregătitoare. Se numește Barniță Răzvan Andrei și este de la școala Duiliu San Firescu. Bravo! Învățător, îl așteptăm domnul Irini Gheorghe. Probabil că nu este. E în regulă. Pentru tine avem un... Hai să te întoarcem așa, să te camele. Avem un cest mai mare, da? Și ești cel câștigător. Ce zici? Cum te numești? Răzvan. Și acesta ce reprezintă? Ce reprezintă? Deci tu ești marele câștigător al concursului de la carte, nu? Da. Da? Ești fericit? Da. Cel mai fericit, nu? Putem să o băi să arătăm fericirea noastră? Cum facem? Iubii, plecăm la? Paris. Paris, plecăm la Paris. Spune-mi în ce clasă ești și de la ce școală? Clasa 0. Și școala? De la ce școală? Am uitat școala. O să luăm informațiile separat, nu? Da. Ce au spus colegii când au auzit că ai primit premiul cel mare? M-au felicitat. M-au felicitat? Nu au fost deloc invidioși pe tine, nu? Ce facem? Ne aducem un suvenir de la Paris, de la Disneyland? Bine. Da? Ne gândim și la ei acolo și le facem multe poze, nu? Ce te aștept să vezi acolo? Păi poți nu știu. Fiind desene animate, nu? Da. Da, fiindcă este un părculeț pentru copii și pentru distracția lor, nu? Da. Da, și de-abia aștept să pleci, nu? Da. Cu cine vei pleci? Nu. Adică și cu mami, probabil, nu? Da. Excursie.
Comisia de la Paris dă posibilitatea copilului să mai aleagă încă două persoane care îl vor însoți. Vor pleca în ziua de vineri, se vor întoarce duminică seară, unde le va fi asigurată cazarea și masa pentru tot parcursul șederilor acolo. Mulțumim cui? Lui Carpur! Lui Carpur! Astăzi avem plăcerea să-i cunoștem pe cei care au câștigat Românica Atenție din partea Carpurului. Cerem părerea celor mici să vedem cum se prezintă și dacă au emoții. Ia spune părerea. Ai emoții? Nu. Nu? Te așteptai să câștigi? Da. Da? Și la ce visai? La care premiu? La premiu. La premiu. La noi să fim mai pregătită? Da. Da? Hai să trecem. Băieță din mijloc, tu ai emoții? Nu. Nu? Tu ce ai fi vrut să câștigi? Ești mulțumit cu premiul care îl ai? Da. Da? La anul te pregătești mai mult? Da. Da? Bun. De la ce școală ești? La școala 7. Colegii tăi ce au spus? Colegii? Da. Au fost un pic invidioși? Nu? S-au bucurat alături de tine, nu? Tu ce ne poți spune? Fericită. Ești fericită, da? Colegii ce au spus? Erau un pic invidioși, bineînțeles. Ce-ar fi dori și ei să se afle aici astăzi cu noi, nu? Bun. Vedele din spate, ce ne poți spune? Emoții. Nu aveți emoții. V-a ajutat cineva la desen? Nu. Nu. A fost desenul vostru individual, nu? Foarte bine. Ce ați desenat? Am prezentat... Un pic mai tare, te rog. Am prezentat o persoană cu o fetiță. Da? Și mesajul pentru sărbători care a fost? Crăciun fericit și vă așteptăm să vă faceți cumpărăturile alături de Carrefour. Ne aflăm de ceilalți copii care au câștigat laptopul și DVD-ul. Spune-mi, te rog, cum te numești? Mă numesc Medel cu Alexandra Maria. De la ce școală? Sunt de la școala Ștefan cel Mare. Doamna profesoară, cum se numește? Doamna mea dirigintă se numește Diacolul Haela. V-a ajutat prânsul la desen sau a fost făcut efort? Nu, am făcut singură desenul de masă, dar domnul profesor de desen este domnul Zaiț. Ce ai reprezentat pe foaia de desen? I-am reprezentat pe foaia de desen pe Moș Crăciun, Sania trasă de reni și în spate era Carrefourul. Da? Foarte mare. Foarte mare, nu? Și tu, piticule? Ia spune, ce ai câștigat tu? Un laptop. Un laptop și ești mulțumit de cadoul tău? Foarte mulțumit. Foarte mulțumit. Mai aveai un laptop acasă? Nu. Oh, înseamnă că Moș Crăciun cred că a primit scrisoarea aici, nu? Da? Și ce-i să faci tu cu acel laptop? O să mă joc. O să te joci și o să-ți iei informații necesare pentru școală. Da. Țin să vă anunț că inimioara lui bate tare, tare, tare. Vă spun din start că aici sunt emoțiile, nu? Da. Domnul profesor, doamna profesoară, cum se numește? Da, îi mulțumim că te-a îndrumat, nu? Da. Și v-a dat sfaturi utile. Da? Da? Ce-ți dorești de Crăciun? Am primit tot ce am vrut. Ai primit tot ce ai vrut. Carrefour este alături de toți copiii și le oferă exact ceea ce vreți.